Săpunaru. Kate a continuat bine. Kate, este gol pentru Rapid. Gol marcat de Rapid. Sefer. A intrat în acțiune stângul său, magic. Un șut fără preluare, un șut la care nu știu câtă lume se aștepta. Probabil ca Ioani nu. Mingea se strecoară acolo, sare peste brațele golkeeperului gazdelor și se duce în poartă. 1-0 așadar din minutul 14 și revedem faza. Al șaselea gol marcat de Sefer. Lucasen n-a participat la fază. A fost o minge bâlbâită de Nedelcu. Dacă am văzut bine, da. Nedelcu și Ilarie. Da, a fost un carambol acolo, prea rapid ca cei doi să se poată reacționa și mingea a venit foarte bine lui Sefer. Sefer nu stă pe gânduri, n-are emoții, își folosește stângul ăla foarte bun și dă lângă bară. Cred că și Ioani a fost surprins pentru că execuția a fost foarte rapidă. Da, da. A și prins ușor retras. N-a avut loc să închidă unghiul. Alibek lasă mingea pentru Artean.